Untură de porc, beneficii surprinzătoare pentru sănătate. Untura de porc a fost folosită în bucătăriile din întreaga lume înainte de 1900. În ultimul timp aceasta a încetat să mai fie folosită, deoarece se spune că nu este benefică sănătății. Atunci când auzim cuvântul untură, ne imaginăm imediat arterele sanguine înfundate. Cred că este momentul pentru a spune adevărul despre untura de porc, o grăsime sănătoasă pentru gătit care merită să revină în bucătăriile din întreaga lume. Beneficiile unturii de porc este stabil la căldură. Când vine vorba de determinarea stabilității unei grăsimi, totul se rezumă la chimie. Grăsimile saturate au legături unice între toate moleculele de carbon ale lanțului de acizi graș. Din acest motiv sunt cele mai stabile termic. Acest lucru se datorează faptului că legăturile unice sunt greu de rupt. Grăsimile mononesaturate au o legătură dublă, înlocuind o singură legătură din lanțul de carbon, acestea fiind instabile și se rup la căldură. Cele mai instabile grăsim sunt cele poline saturate, deoarece au numeroase legături duble în lanțul de carbon. Când legăturile din grăsimile mononesaturate sau poline saturate se rup, acidul gras se oxidează. Grăsimile oxidate sunt dăunătoare sănătății deoarece acestea generează radicalii liberi, care deteriorează celulele. În timp ce în mod inevitabil avem unii radicalii liberi în corpul nostru, ar trebui să reducem la minim aceste molecule dăunătoare pentru a ne proteja sănătatea. Conform Marie Enig, compoziția unturii este de 40% grăsim saturate, 50% grăsim mononesaturate și 10% grăsim polinesaturate. Procentul mare de grăsimi saturate din untură protejează grăsimile mono și poline saturate de oxidarea la căldură. Din acest motiv, untura de porc este excelentă pentru gătit. Untura de porc nu are aromă. Uleiul de cocos este poate cea mai bună grăsime de gătit datorită rezistenței la căldură, dar oferă o aromă de nucă de cocos. Din acest motiv, untura de porc este recomandată deoarece nu are aromă. Nimic nu bate proprietățile de gătit din untură când vine vorba de prăjit. Creează o crustă maro pentru legume și carne, fără să adauge aromă. Din acest motiv este bună și pentru alimentele coapte. Beneficiile unturii de porc este bogată în vitamina D. După uleiul de ficat de cod, untura de porc este cea mai bogată sursă de vitamina D. O lingură de untură conține 1000 ui de vitamina D, care este solubilă în grăsim. Din acest motiv are nevoie de acizi graș ca să fie absorbită și utilizată în organism. Untura oferă pachetul perfect de vitamina D și acizi grași necesari. Alte alimente care oferă vitamina D sunt gălbenușul de ou și ficatul, însă acestea sunt sărace în această vitamină în comparație cu untura. Cu toate acestea, există totuși o problemă doar porcii care au acces afară, la soare oferă grăsime bogată în vitamina D. Când stau în soare, aceștia sintetizează vitamina D și o depozitează în grăsime. Căutați să cumpărați fie porc, fie doar grăsime de la crescători locali, deoarece porcii crescuți în marile ferme au grăsimea plină de antibiotice și trebuie evitați. Beneficiile unturii de porc. Este bună pentru inimă sunt convins că atunci când citiți că untura de porc este bună pentru inimă, vă puneți următoarea întrebare, dar este plină de grăsimi saturate și colesterol. Nu înseamnă că înmărește riscul de a face boș de inimă. Ei bine, aș vrea să vă spun că este doar un mit. Bunicii noștri au consumat untură, unt și cu toate acestea au prezentat rate extrem de mici de bor de inimă. Atunci când face parte dintr-o dietă sănătoasă nu va provoca bor de inimă. Un studiu publicat în Jurnalul American de Nutriție, la care au participat peste 300.000 de, de persoane, arată că nu există dovezi pentru a spune că riscul bolilor de inimă crește odată cu consumul de grăsimi saturate. Pe de altă parte, s-a demonstrat că o dietă cu conținut scăzut de grăsim crește trigliceridele, ceea ce este un factor de risc pentru bolile de inimă. Un alt studiu la care au participat aproape 50.000 de, de femei postmenopauză, Jumătate au fost rugate să mănânce cât mai puține grăsimi, iar restul au continuat să mănânce normal. După opt ani nu a existat nicio diferență în bolile de inimă sau cancer între grupuri. Nici alte cercetări nu au găsit niciun beneficiu pentru o dietă cu conținut scăzut de grăsimi. Directorul Framingham Heart Study a concluzionat, am descoperit că oamenii care mâncau cel mai mult colesterol, cea mai multă grăsime saturată, cele mai multe calorii, cântăreau cel mai puțin și erau cei mai activi fizic. Trebuie deținut minte că aportul de grăsimi saturate crește aportul de colesterol HDL, care este asociat cu un risc redus de boș de inimă. Dacă stăm să ne gândim, bolile de inimă și diabetul au crescut înfiorător de mult de când grăsimile animale au fost înlocuite cu grăsimi procesate, precum margarină sau uleiurile vegetale. Aceasta se situează pe locul 18 în alimentele cele mai bogate în colesterol. Ca agent de vindecare în organism, nivelurile de colesterol cresc în perioadele de stres. Studiile arată că consumul de colesterol nu are o relație cauză-efect cu nivelul de colesterol din sânge. Acest lucru se datorează faptului că organismul produce colesterolul de care are nevoie. Oferirea colesterolului din grăsim de bună calitate reduce povara asupra organismului de a produce colesterol.